revăzut-o după ce omul și-o depusese acolo. Deci am văzut-o înregistrată, preluată de mai multe studiouri de televiziune și pe internet. Am răbdat vreo 20 de minute la acea smiorcăială penibilă a lui Turcescu. Bine, lumea se străduiește, se strofoacă toți acum. Dom'le, ce-o fi la mijloc? Care e schema? Care e șpilul? Ce se urmărește? Care... Dom'le, nu, părerea mea e că nu se urmărește nimic. Omul a văzut că e o directivă dinspre Palatul Cotroceni și ce și-a zis el? A, chestia, că lasă că îl demasc eu, Băsescu, știți, cu demascarea, cu dezbrăcarea candidaților la președinție, dacă au fost sau n-au fost agenții dubli, etc. Ei, el a prins din zbor ideea, probabil, și fără să fie, că din câte am înțeles și cum să spun eu, și apartenența lui la un serviciu secret, am înțeles că e o impostură, el a prins ideea din zbor și ce și-a zis? Ia stai mă că îi dezbrac eu la pielea goală pe ăștia. Și dau eu un exemplu de o moralitate, de onestitate, de verticalitate și mă autodenunț ca agent dublu. Hai să vedem cine îmi urmează exemplu. Părerea mea e că în mintea lui de bibilică la asta s-a gândit, că cineva îi va urma exemplu. Sau că cineva, mă rog, îl va lua în serios. Ei, eu Eugen nu l-am luat în serios. Chiar deloc. Mi-a produs cea mai teribilă scârbă cu putință. La fel de mare, dacă nu chiar mai mare, decât episodul Dragă Stolo de acum câți ani? 10 ani. Un episod la fel de scabros ca cel cu Turcescu. Așa că cine, că toți cei care, mă rog, caută vreo semnificație aparte în gestul Turcescului, se străduiesc degeaba. Părerea mea e că n-au ce face cu propriul timp sau au eforturi de consumat într-o zonă pe care nu au exersat-o până în prezent și sunt curios să vadă cum e. Părerea mea sunt eforturi în zadar, nervi, eu știu, zbateri inutile. Inutile. Personajul trebuie ignorat în totalitate. Ce va face mai târziu? Sigur că da, acum deja fiecare privitor al fenomenului Turcescu, ca să-i zicem așa, are deja o idee formată. Și indiferent ce ar zice Turcescu, fie că are deja o idee formată și prin filtrul acelei imagini pe care fiecare telespectator sau privitor și-a făcut-o, orice va spune va fi taxat imediat. Și poate va fi taxat greșit, nu zic nu. Dar nu va mai fi luat de nimeni în serios. Și prost, cum să spun, chiar dacă accepți că e o mascaradă, cum a zis cineva, da, e o mascaradă, prost făcută, prost jucată, penibilă, penibilă, l-au comparat unii cu personaje dostoievschiene, hai dom'le, fii serios, dumneavoastră l-ați citit pe Dostoievski. Da, nu vreau să insist în zonă, că mie deja simt nevoia de citrice. Da. Referitor la Turcescu, Ponta a zis că Ponta, nu știu, îl credeam mai profund și pe Ponta, dar nu e, nici el nu e. Iată ce a zis, ci că Tăriceanu a picat în plasa aruncată de Băsescu. Voi. Nu, el s-a vrut ochiul în plus al plasei aruncate de Băsescu, nu ceea ce spune Ponta. Asta e părerea mea. În fine, s-ar putea ca evenimentele viitoare să confirme ceea ce v-am spus eu, că a fost o mare mizerie în care, mă rog, cine a picat, a picat de tot, ca să nu zic de fraier, sau, mă rog, care poate evenimentele viitoare vor acredita oricare dintre celelalte versiuni, celelalte interpretări, celelalte semnificații găsite de atâția și atâția observatori ai fenomenului. Eu mă opresc aici că n-am chef să-mi pierd timpul cu Turcescu. Să vedem ce este prin presa locală, stimați telespectatori, care și ea, cum vă spuneam, face eforturi deosebite de a apărea. Cronica de Severin de săptămâna trecută, de pe 18 septembrie, deci fix acum o săptămână, cea de azi, dacă a apărut numărul de azi, nu ne-a parvenit.
Gheorghe Screciu 1-1, dar nu știu de ce. E demn de toată lauda meciul dintre primarul Constantin Gheorghe și viceprimarul Marius Screciu în ceea ce privește crearea de noi locuri de muncă. Primul a adus japonezii de la Sumitomo, dar să nu uităm că inițiativa a aparținut vicelui Screciu, care tratase cu portughezii de la Coindu. Totul la vedere, cum s-ar zice, cu presa pe masă. Da. Orșova vai șamar. Orșovai șamar. Da. Ce mai găsim pe aici? Glorie de Tomberon e un comentariu de Justin Stăvaru. Sâmbătă 13 septembrie, pe drumul european 70, Marcel Vela, primarul, a amplasat o cruce înaltă de 14 metri și lată de 7 metri, care va fi luminată pe timp de noapte. Poate unii dintre dumneavoastră ați văzut-o, stimați telespectatori, sau... A 7. Este cu ponta. Bine, zic reprezentanții PSD, PC, UNEPR. Și aici și asta în condițiile în care toată floarea cea vestită a Partidului Social Democrat din Mehedinți, ajutată și de migrația primarilor de la alte formațiuni, s-a adunat la Casa Tineretului pentru o conferință extraordinară. A, e vorba de Eurovisionul PSD-ului. Un reportaj de la dramaticele, tragicele inundații de la Orșova, pastile politice cu start electoral și vedem aici mai multe portrete ale politicienilor noștri. Așa, Virgil Popescu, în urmă cu un an, pe 2 noiembrie, ne luptam să scăpăm PNL de sub jugul PSD-ist. Mai merită să stăm sub dominație PSD-istă? Avem o șansă ca la 2 noiembrie să avem un președinte liberal. Dana Trancută, ci că vrea o țară în care treaba să meargă nemțește. Da, da, în Balcania, coroborată cu viteza americană, cu tactică germană, era un banc pe vremuri, când eram pe vremuri de copilăriei. Ce aveți voi mai bun? Noi avem tactică. Americanii avem viteză. Rușii, noi avem fete frumoase. Românii aveau altceva, dar în sfârșit. Dar acolo era vorba în bancul respectiv de viteza americană și de tactica germană. Da. Bancul nu vi-l pot spune. Nu vi-l pot spune că nu ne dă voie CNA-ul. Așa. Dar ce n-am văzut? N-am văzut războiul, nicio știre, nicio informație legată de războiul celor două roze la care făcusem noi referire. Adică nu noi. Despre care citisem tot în Cronica de Severin în urmă cu o săptămână sau două. Ce se mai întâmplă în războiul celor două roze? Cine a mai mutat? Cine s-a mai apărat? Mai e vorba de confuzie între doamne? Da. Buletin de Mehedinți. Așa arată Buletin de Mehedinți din această săptămână. Săptămânalul care apare lunea a revenit la 32 de pagini după vacanța de vară. A început noul an școlar în învățământul privat, pacea în Europa în pericol, Republica Moldova, gurile Dunării pot constitui ținte viitoare, declară Marian Jean Marinescu. Solicit Consiliului Județean Mehedinți convocarea unei ședințe de îndată și alocarea de sume importante municipiului Orșova și Comunei Eșelnița pentru a atenua dezastrul, cere Marius Bălu. Iertați-mă încă o dată. Semne de întrebare. Ați semnat? Semnează Marius Cilibia. E un comentariu, citiți-l. Termene și soluții. De asemenea, un comentariu de sezon sub semnătura acelui aș Marius Cilibia. Câteva puncte de vedere ale politicienilor din ACL. Andreea Paul, Alina Gorghiu. Așa, un reportaj de la noul an școlar în învățământul mehedințean privat, e vorba de școala post-liceală sanitară. În țara lui Duicu, colcăiau la chei, sunt fragmente de stenograme,
cine este interesat de asemenea gen de publicistică e invitat să citească buletin de Mehe Dinți. Natura s-a dezlănțuit la Orșova, atitudini ale politicienilor locali, de asemenea din ACL, Mircea Grosu și Constantin Stuparu. Săptămâna în lume, săptămâna mehedințeană, jurnal de lectură, centenar Iancu Bârneanu, vernisajul expoziției arhitectură, la care am făcut și noi trimitere, arhitectură tradițională în Geoparcul Platoul Mehedinți, Mehedințiul panoramic și rubricile de mozaic din paginile ultime ale ziarului, unde găsim și sport. Da. Sperăm să nu fie întârziat. Nu, mai avem până la pauză. Observ tot. Iată că ne-a parvenit la redacție și un număr din Observ tot, o publicație care pe timpul vacanței ne-a cam lipsit de pe masă. Un comentariu la rubrica Părerea mea, semnat de Alin Ghiciulescu, Duici. Ceva de speriat, citez din comentariu, ceva de speriat, Duicu este regretat de cei care dau altceva decât pesediștii, adică altă culoare, pe eșichierul politic, un tablou șters, poit, fals al doctrinelor, regrete ce se nasc din mâhnire, sentiment ciudat de îndobitocire, plecat din tărtăcuțele amețite ale celor ce ar vrea o felie din ciolanul puterii, dar nu au apucat să cotizeze consistent la salteaua cocinii, iar acum bani au de dat, furați fiind de la contribuabil, dar nu au cui mai da. Zice Alin Ghiciulescu. Acum s-a rezolvat și problema aceea. Vor la ciolanul puterii. Păi a venit ordonanța de urgență privind aleșii locali, primarii, care le permite ca în termen de 45 de zile să se hotărască în ce partid activează sau dacă activează independent. A rezolvat totul. Cine mai avea dubii, procese de conștiință, mustrări de conștiință, cine avea regrete, cine avea frustrări, cine avea ambiții, putea face sau poate încă face, cred că nu, termenul n-a expirat, poate face încă în acest interval de timp, pasul curajos de a afirma categoric, de a scrie, de a declara sub semnătură în ce partid intenționează să activeze de acum înainte. Lucrurile simple. Ordonanța aceea pe care mulți o blamează, dar pe care eu nu, o chestie așa, a fost o găselniță, dar ea nu schimbă absolut cu nimic lucrurile. Pentru că indiferent pe ce poziție a găsit pe aleșii locali, ei tot votau cum le dictau interesele personale. Într-o formă sau alta, tot deviau de la linia dreaptă a partidului, dacă e să mă exprim așa. Așa că acum li s-a oferit posibilitatea să opteze. Nu știu de ce atâta supărare. Încă o dată, repet, ordonanța ia liniștit pe toți. Eu stare curios unde o să... Adică curios, nu sunt, că de fapt o să fie un fel de reprezentație grețoasă de genul acelora cu care ne-a obișnuit. Când se va hotărâ marele, indestructibilul, incomparabilul, irefutabilul primar al Severinului să se hotără, când se va hotărâ să intre într-o zonă politică de unde să știm și noi să-l luăm, că așa n-ai de unde. A candidat sub sigla PDL, AMNMH, a pus umărul PSD să-l scoată primar. Acum este de voie de nevoie membru PDL. S-a înscris în mișcarea, cum îi zice, mișcarea populară, nu? Partidul Mișcarea Populară sau Fundația Mișcarea Populară. E ca orice român imparțial cu toți severinenii lui la braț. Ce să mai... Ia să vedeți cum trage o
declarație de independent acum. Și știți de ce va trage declarația de independent? Pentru că în calitate de independent se lipește mai ușor de cine crede dumnealui de cuvință într-o anumită circumstanță. Ca independent te lipești mai repede. Să vedeți ce demonstrație. Bănuiesc eu așa, va fi cu spectacol, cu sunet, lumină, pac, pac, artificii, orchestra simfonică pe scena care nu mai e a teatrului, sau care o să fie. Abia aștept să văd, dar în sfârșit, nu, vorba vine că abia aștept că... Da. Deci nu cred că ceea ce scrie Alin Ghiciulescu aici mai are valabilitate, nu. Toți o să ajungă într-un fel sau altul la ciolanul puterii. Dacă aia vor, aia o să aibă. Ia auziți ce ipoteză ne induce aici Alin Ghiciulescu în Observ Tot, ci că alegeri prezidențiale în iarnă, ia mai lăsați-ne, domne, că nu mai, gata. Lasă, odată să dacă mai prelungește cu măcar o zi mandatul, înseamnă că nebunesc eu și o las, îmi las naibii toate interesele, las și emisiunea asta și mă duc în lume, undeva unde să nu mă găsească nimeni. Dacă mai stă o zi, aș fi în stare să fac ceva necugetat. La cât am așteptat eu 10 ani să scăpăm de această catastrofă politică, vă dați seama, în sfârșit. Cum a ajuns polițista în portbagaj, auziți titlul suprarealist. Da, cred că e vorba de un accident. Dar titlul e incitant. Titlul e chiar incitant. În satul Eibenthal, oamenii nu știu să fure. Am mai auzit de știrea asta că stau oamenii cu plasele la ușă și cu banii așteptând să vină pâinea și laptele și nu li se fură. Orice va după inundații, o gafă descalificantă marca PSD Mehedinți, un articol de atitudine semnat de Victor Rusu. Stimați radioascultători, e momentul să ne despărțim de domniile voastre. Ne vom reauzi, ne vom reîntâlni pe calea undelor joia viitoare la ora 21 cu dumneavoastră, stimați telespectatori, ne vom revedea după o scurtă pauză de publicitate. Vrei să cumperi un apartament, o casă sau poate un teren? Te așteptăm la agenția George Imobiliare pentru cea mai variată ofertă de prețuri. Iar dacă vrei să vinzi un imobil, George Imobiliare se ocupă să-ți aducă cumpărătorul direct la ușă. Agenția George Imobiliare oferă intermedieri de cumpărări, vânzări, închirieri în cel mai scurt timp posibil și la cel mai mic comision din oraș. Te așteptăm la sediul din strada Dr. Saidac numărul 30, vis-a-vis de generală numărul 3, zona Castelul de Apă. Telefon 322223.
Tracia Foraje Construct S.A. Puțuri, foraje, aducțiuni de apă, studii geotehnice, foraje pentru pompe de căldură, amenajări mecanice ale solului. Telefon 0729 918 434 0723 155 177. Apa înseamnă viață, profesioniștii fac diferența. Noi suntem cei mai buni. Noi aducem apa din adâncuri. Da, suntem din nou în direct, stimați telespectatori, în partea a doua a emisiunii noastre. Continuăm să răspoim publicațiile mehedințene. Obiectiv mehedințean din această săptămână. Din păcate nu avem niciun număr din Datina. Obiectiv mehedințean din această săptămână, autoritățile județene e titlul principal al numărului, au venit în sprijinul sinistraților din Mehedinți. Nenorocirea a lovit localitățile mehedințene în noaptea de 14 septembrie 2014, cantitatea de apă fiind măsurată la un record de 150 de litri pe metru pătrat. Bilanțul este unul negru. Vieți omenești pierite, case distruse, poduri rupte, drumuri blocate, străzi inundate, mașini luate de apă și multă suferință pentru oamenii care nu au mai văzut așa ceva de când trăiesc în zonele respective, din care mulți au rămas fără agoniseala de o viață. Da. O dramă. O adevărată dramă. De altfel, întreg conținutul numărului din această săptămână al săptămânalului Obiectiv Mehedințean dovedește că această publicație este aproape de problemele mehedințenilor, pe care le tratează cu seriozitate, cu responsabilitate și cu suflet, nu în ultimul rând. Comentariile, analizele, reportajele sunt scrise într-o manieră sobră, într-o manieră, repet, responsabilă, cu accentele cuvenite și de înțelegere, dar și cu accentele vitriolante. O publicație, cum spuneam, cu adevărat a mehedințenilor, având de toate și oferind cititorilor ei numeroase prilejuri de desfătare prin lectură. Deci le oferă, le dă ceva de citit. Nu scălămbăieli, nu intrigi inutile, nu. Într-un cuvânt, o publicație cu de toate. Redactată, repet, ca și celelalte publicații la care am făcut referire în această săptămână, cu deosebite eforturi. Și din pricina celor care o tipăresc, o redactează, o tipăresc, o administrează, și din partea celor care o tipăresc, o administrează și din partea celor care o scriu. Am făcut această precizare pentru că repet exemplul publicației Obiectiv Mehedințean și spun asta nu neapărat pentru că eu am o colaborare săptămânală aici. Colaborarea săptămânală durează, bine, cu unele mici în pauze din anul 2000, din primele săptămâni ale anului 2000. Vă mărturisesc că n-aș fi publicat la un săptămânal, la un ziar, care nu mi-ar fi, cum să spun eu, creat cadrul, ambianța necesară pentru a mă simți bine, pentru a mă simți eu însumi, acela cu ideile mele bune, rele, necenzurat, nefalsificat, netrunchiat, eu știu, cum vreți dumneavoastră. Mi s-a părut de la bun început o publicație serioasă, o publicație care impune și o publicație care, așa cum se întâmplă cu mai toate,
face eforturi deosebite ca să poată ajunge sub privirile domniilor voastre, ale celor care o citiți. Un editorial, Politica, semnat de Sorin Vidan, Politica paralelă cu realitatea. Sorin Vidan are o idee, că ideea, nu vreau să vă citesc foarte mult ca să nu pierdem timpul, ideea este aceea că alegerile prezidențiale, pe care am mai exprimat-o și cu alt prilej, că alegerile prezidențiale nu înseamnă foarte mult pentru noi, oamenii care trăim în cutare colț de țară, că practic important sau alegerile locale. Sigur, are dreptatea lui acolo. Dar eu aș insista pe ideea că nu trebuie să ne fie indiferent președintele pe care îl vom alege în noiembrie. Profilul președintelui pe care trebuie să îl alegem în noiembrie. Nu, deloc. Că dacă mai trăim încă 5 ani, încă un an cu măcar, fie și un an cu un președinte de factura celui care se pregătește să ne părăsească, deși unii zic că nici nu vrea să ne părăsească, ne-am procopsit, vă spun eu că ne-am procopsit. Pentru mine a fost o teroare acest cetățean, 10 ani de zile. O teroare psihică, intelectuală, sufletească. A fost o rușine să fii român în România lui Traian Băsescu, după părerea mea. De aceea, dacă va veni un băsist predeformat, cum să zic, un individ de formație băsistă pe fotoliul de la Palatul Cotroceni, nu va reuși altceva decât să perpetueze același tip de politică. Și implicit de a ni-l băga din nou sub nas, sub ochi, pe Traian Băsescu, despre care eu aș vrea să știu că nu-l voi mai, că despre care aș vrea să știu că nu voi mai auzi niciodată, cu atât mai puțin al mai vedea. Bun, asta a fost singura observație pe care am făcut-o la editorialul lui Vidan, al minteri un editorial bine articulat, serios, cu idei valabile. Autoritățile județene au venit în sprijinul sinistraților din Mehedinți. Da, am mai văzut un reportaj de la arhitectura tradițională, de la acel simpozion Arhitectura tradițională în Geoparcul Platoul Mehedinți, de la deschiderea noului an școlar, lucruri văzute și în celelalte publicații locale. Rubrica Frecții cu odicolona lui Bibicu, Mușcate ar vulpea de pricepere, nene pricopie. Doar fragmentul care dă titlul materialului. Școala a început pentru prichideii dintr-a întâia, fără abecedare, adică fără obiectul muncii, adică fără principalul element de atracție și de interes al primilor pași în școală. Pentru această incredibilă performanță managerială, pe alte meridiane se lăsa nu cu o demisie, ci cu un șir de demisii. Mușcate ar vulpea de pricepere, nene Remus pricopie. Am zis. Comentariul domnișoarei Maria Diana Popescu se intitulează de la Stuttgart, Război în 12 țări ale lumii și un război al sexualității decadente. Citiți-l că este interesant. Decontarea mizeriei, se pare, de Ștefan Băieșu, se pare că este un comentariu legat de evenimentul Turcescu. Da, euro a coborât la 4,40 lei. Da. Paginile de magazin și de sport. Și nu în ultimul rând, rubrica pamfletului Neamărin, Ghinionul maternității, urătorii lui Neaduicu, prazul lui Neamolnar, toamna lui Neaghergie și socialul lui Neafleancu. Făcu Neamolnar ce făcu, scrie Neamărin, și a ajuns consul al Ungariei peste toată Oltenia cu sediul la Severin. Când fu luat la întrebări, zise că nu are nicio legătură cu inițiativa maghiară, dacă asta se referă numai la cetățenii Ungariei, care în trecere prin Oltenia s-ar putea să aibă probleme cu prasul. Păi să-i cazeze la pensiunea dumnealui, că poate le place și rămân. Da. Un alt fragment. Mă, nepoate, dar vine iară toamna severineană, alt motiv să-i vedem pe prezidențiabil cum se plimbă pe lângă cimitir. Plăcerea noastră. Așa, prin fund de mici și cârnați, cu muzică de toate felurile. Dar prileșii pentru Neaghierghe de a se întâlni cu severinenii mei, adică ai lui.
care or mai fi, câți or mai fi printre ei. Și atunci să vedem cu ce prezidențiabil să ține de braț. Ori, așa cum îi este obiceiul, va da bir cu fugiții că are unde să se retragă. Ori poate să o afișa cu toți. Scrie Hâtru Nea Mărin în acest număr interesant și el al obiectivului și sobru, al obiectivului și adevărat, zic eu, al obiectivului Mehedințean. Ei, stimați telespectatori, săptămâna trecută vă vorbeam de luna septembrie, de luna care ne oferă tuturor o grămadă de nostalgie, de melancolie. Vorbeam că e luna cea mai cântată în muzica ușoară. V-am și oferit două mostre, două exemple, două cântece pentru a vă convinge. Septembrie, iată, deși prin tradiție luna cea mai ploioasă ar fi noiembrie, ei, iată că la noi luna septembrie a fost chiar foarte ploioasă, dureros de ploioasă. Dacă săptămâna trecută v-am evocat luna septembrie prin două cântece foarte frumoase, cântate de Aura Urziceanu și Aurelian Andreescu, un duet respectiv de Pepino Gagliardi. Ei, acum o să vă oferim două vechi cântece dedicate ploii. Aphrodite's Child este formația în care au debutat cei care aveau să devină mai târziu celebri în manieră solo. E vorba de verișorii Demis Roussos și Vangelis, care vor, deci Aphrodite's Child cu Rain and Tears, ploaie și lacrimi. Cântecul va fi cântat mai târziu solo și de Demis Roussos și de Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? Este celebrul șlagăr al formației care a marcat o teribilă vogă pe la începutul anilor 70, sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70. Demis Roussos și Vangelis mai întâi și apoi Creedence Clearwater Revival cu două cântece frumoase, 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 incredibil de frumoase despre ploaie. Noi ne vedem, ne vom revedea, stimați telespectatori, joia viitoare, când sperăm să auzim noi și interesante ecouri din poana lui Ocan. Un sfârșit de săptămână plăcut tuturor, la revedere!